În acest moment, în Olanda, salariul minim pe economie pentru persoanele care au contract de 40 de ore pe săptămână și 21 de ani vârstă minimă este de o persoană care lucrează începător în domeniul hotelier primește undeva salariul. Dacă vrei să lucrezi pe heavy truck, rich truck și meserii de genul ăsta, lift truck sau chestii de genul ăsta, salariul poate crește între. Dacă ești o persoană calificată în domeniul electric sau sudor, salariul poate sări. În cazul în care vrei să mergi să lucrezi în logistică, hei, salutare tuturor! Bine ați venit la încă un clip pe acest canal. Vreau să răspund astăzi la o întrebare pe care am primit-o de 3 ori în ultima lună. Așa că am văzut că există interes și de ce nu, haideți să fac acest clip. Mai exact, câți bani aș putea să câștig dacă merg într-o altă țară, cât aș putea să economisesc dacă merg într-o altă țară și mai mult decât atât, cât aș putea să investesc din ceea ce câștig. Eu o să vă dau exemplul meu, deoarece cunosc ceea ce s-a întâmplat, cât câștigam înainte, la cât am ajuns să câștig în acest moment și mai mult decât atât, cum trebuie să tratezi lucrurile chiar dacă vii în Olanda. Urmărește întregul clip pentru a înțelege ce ai putea să faci. Dacă îți place contentul, nu uita să apeși și butonul de like. Așa mă ajuți ca eu să vin și să-ți ofer informații de calitate. Așa cum poate mulți știți, eu am locuit în România până prin iulie 2016. În momentul în care eu am plecat din România, aveam un salariu undeva plus minus cu tot ce primeam diurne și lucruri de acest gen, 1600-1700 de lei. Dacă am luat un sfat pe care îl auzim de multe ori în mediul online și anume investește 10% din ceea ce câștigi, asta ar fi însemnat ca eu să investesc 160-170 de lei în fiecare lună. Dacă ne raportăm la o idee de investiție cu prețul din ziua de azi, aș fi avut undeva la 32-34 de euro și dacă aș fi vrut să cumpăr acțiuni la compania Coca-Cola, să dau un exemplu, ar fi trebuit să economisesc 2 luni, câte 10% din venit, pentru a-mi permite să cumpăr o acțiune. Acum înțelegeți de ce marea majoritate a celor din România merg cu investițiile către criptomonede și nu către companii sigure, din simplu fapt că banii sunt puțini și ei speră că vor câștiga mai mult din investiția în cripto. Nu o spun eu, o spun statisticile. În 2019, numărul conturilor create la Bursa de Valori București era în număr de 60.000 de conturi, persoane fizice și juridice, iar numărul conturilor în piața criptomonedelor era la 1 milion. Exact. De aceea spun că marea majoritate se îndreaptă într-acolo. Dar haideți să înțelegeți cam cum s-au schimbat lucrurile la mine. Din iulie 2016 am ajuns în Olanda. Primul meu salariu a fost undeva în jur de 1200-1300 de euro pe lună. Asta după ce am trecut prin câteva săptămâni în care am avut anumite probleme. Dacă urmăriți clipurile de pe canal, o să înțelegeți despre ce este vorba. Dar rezumându-mă la acest salariu de 1200-1300 net, după ce Agenția de Recrutare și Plasare a Forței de Muncă îmi oprea costul pentru cazare, transport, utilități, lucruri de acest gen, ăsta era salariul pe care eu îl primeam. Dacă ne rezumăm la aceeași idee, investește 10% din ceea ce tu câștigi, asta ar fi însemnat 120-130 de euro în fiecare lună. Raportându-ne tot la 60 de euro prețul unei acțiuni la Coca-Cola, într-o lună mi-aș fi putut să îmi cumpăr două acțiuni la Coca-Cola în comparație cu ceea ce câștigam în România. Acum, poate o să spuneți, bine mă, dar din banii aia trebuia să mănânci, trebuia să te îmbraci, trebuia să. Da, complet de acord. Dar din 1200-1300 de euro, costul cu mâncarea de persoană pe săptămână nu depășea 40 de euro. 4 săptămâni înseamnă 160 de euro. Te îmbrăcai, te încălțai, dacă mergi la magazine basically, H&M, Zara, poate cheltui cu un rând de haine 100-150 de euro. Dacă o faci în fiecare lună, dar nu o făceam în fiecare lună,
Să presupunem că ai cheltuit 200 de euro pe îmbrăcăminte, cu 160 pe mâncare, dar niciodată n-am depășit suma alocată vestimentației mai mare decât suma alocată pentru hrană. Să presupunem că ai cheltuit deja 360 de euro din 1200-1300 de euro la perioada aceea 2016. Te-ai mai dus, te-ai plimbat, să presupunem că ai mai cheltuit 100 de euro pe plimbări, intrarea la o grădină zoologică 15 euro, intrarea la un muzeu între 10 și 15 euro la acea perioadă, presupunem încă 100 de euro. Haideți să ne ducem cu tot, cu absolut tot, la un 6-700 de euro. Tot aveai un 600 de euro economisiți. De aici, lucrurile s-au schimbat foarte mult pentru mine, deoarece eu am mers pe premiza, sunt tânăr și am timp. Eu nu pun pe primul loc Facebook, Instagram, TikTok și așa mai departe, ci pun pe primul loc câștigurile, educația, dorința de progres. Am mers, am luat un al doilea job, mi-am făcut mai departe calificări, am accelerat pe cât de mult posibil venitul. Dar haideți să o luăm pe trepte. Prin începutul lui 2017 investeam undeva la 270 de euro pe lună. Nu este o sumă wow. Tocmai de aceea am accelerat venitul, deoarece nu vreau să pierd timpul. Nu vreau să mă retrag din câmpul muncii la vârsta de pensionare. Vreau să îmi creez venituri pasive care să-mi acopere nevoile de zi cu zi. Prin martie 2017 am crescut această sumă la 370 de euro în fiecare lună, din care am mai încercat două business-uri care în acea perioadă a funcționat. Dacă vreți să aflați informații cum am distrus două business-uri la început de drum, chiar pot să spun, spuneți-mi în secțiunea de comentarii și o să fac un clip special pe acest subiect. Deci rețineți, sunt eșecuri, au funcționat, dar am dat de pământ cu ele. În acea perioadă mai îmi veneau două venituri. Un venit activ, adică mai dădeam din timpul meu pentru a mai face niște bani, și aici varia între 100 de euro pe lună și 600 de euro pe lună, depinde cât timp alocam eu pentru acea activitate, și un venit semi-pasiv. V-am spus, dacă vreți să aflați, spuneți-mi în secțiunea de comentarii și fac un astfel de clip. Acel venit semi-pasiv era undeva plus minus 150-200 de euro. Toate aceste sume intrau în investiții, dar basically 350 de euro erau bătuți în cuie că erau investiții. Am păstrat această sumă până la sfârșitul anului 2017. În 2022, deoarece mi-am analizat Excel-ul și am văzut că am avut o medie de 680 de euro pe lună, în care am inclus. Adică, cum funcționează la mine? Eu am costurile lunare, tot ceea ce am de plătit, ipoteca la casă, asigurările medicale, asigurările de viață, costul cu educația copiilor, hrană, îmbrăcăminte, încălțăminte, plimbări, nu știu, vicii, de exemplu, vicii, pot să-i spun hobby, merg la pescuit din joi în Paști, activități cu copiii pe care vreau să le fac, ăia sunt bani bugetați. Apoi, tot ceea ce câștig, dau la o parte ceea ce am bugetat, pun în plus pentru a avea o siguranță dacă pierdem joburile, să avem un cont de siguranță și un cont de urgență. Iar apoi încep să fac investiții. În 2022 am avut o medie de 680 de euro pe lună, plus venituri din două pasive, din două, pot să zic, activități semi-pasive, o să vorbim și despre acest subiect dacă aveți interes, și o altă sursă de venit, afilieri. Dar aici sumele variază, deoarece nu era ceva sigur, pot să câștig 300 de euro din fiecare activitate. Nu. Varia, depindea uneori și de alte persoane, o să vă explic dacă aveți interes pe acest subiect. Dar în acest moment lucrurile s-au schimbat și în câștiguri la mine, mi-am diversificat sursele de venit, mi-am accelerat pe cât de mult posibil venitul activ, mi-am diversificat sursele de venit în familie, deoarece aici includ și sursele de venit ale soției,
am ajutat-o să-și creeze mai multe astfel de surse. Iar dacă tu ești interesat să afli cât ai putea să câștigi în acest moment, dacă ai vrea să vii în Olanda, îți las un clip pe care l-am făcut pentru al doilea canal al meu, special pentru românii care doresc să vină în Olanda. Îți urez vizionare plăcută în continuare și nu uita, dacă îți place ceea ce eu ofer pe acest canal, nu uita să apeși butonul de like și dacă nu ești abonat la acest canal, abonează-te dacă vrei să fii informat de fiecare dată când eu postez pe acest canal. Vizionare plăcută în continuare și sper ca acele informații să te ajute. Lași subiect și anume, cât poți să câștigi dacă vrei să vii în Olanda să muncești. Eu o să vă dau mai multe informații, vă voi lăsa și niște cifre cu care să porniți, să vă faceți un calcul, deoarece o să vă las în secțiunea de descriere și un calculator oficial în care bagi aceste date, deoarece salariul în Olanda se exprimă în salariu brut. Și salariu brut înseamnă salariul înainte de taxe, deci din ăsta se calculează apoi taxele și rămâi cu salariul net. Eu vă las calculatorul în secțiunea de descriere și voi vă puteți juca un pic cu acele numere și o să vă spun și câteva salarii de la diferite meserii, salarii pe care le-am aflat și eu făcându-mi un research. Dar înainte de a porni cu acele numere, eu vreau să vă spun că oriunde veți alege să mergeți, tot de voi veți da. De ce acest lucru este simplu? Vă spun în propria experiență. Atâta timp cât în România ești un medic, să spun, și ai experiență și știi ceea ce ai de făcut, câștigi bine, iar dacă te muți în Franța, tot ca medic, vei câștiga tot bine. Dacă în România lucrezi în agricultură și câștigi prost, chiar dacă tu schimbi țara, dar te muți tot în același domeniu, salariul va fi tot cam la același nivel raportat la costurile din țara respectivă. De ce este simplu? Pentru că oriunde vei merge, calculul salarial va fi la fel. Dacă ați văzut persoane care au mers în agricultură în alte țări, iar când s-au întors cu bani, au avut mașină cumpărată, haine scumpe, plimbări și lucruri de acest gen, vă explic și de ce. Mulți sunt luați, sunt cazați în câmp, au acces la un magazin, poate la zeci de kilometri, sunt rugați, dacă vor să muncească overtime, ore care de multe ori sunt plătite cu extra payment, și de aceea ei, neavând timp să cheltuiască acei bani pe care i-ar fi câștigat acolo, îi economisesc. Dar dacă tu vei merge într-o țară unde vrei să locuiești și în oraș, vrei să ai și condiții bune, deoarece în agricultură am văzut de multe ori în ce condiții sunt oamenii ținuți, lucrurile se schimbă și atunci este vorba de tine, cel care urmărești acest clip. Dacă ai în educația ta, partea asta de educație financiară, când să cheltui, cât să cheltui, ce este bun pentru tine, ce este necesar, ce este moft, atunci vei rămâne cu bani în buzunar. Dar dacă nu ai educație financiară, lucrurile se vor repeta. Nici nu îți imaginezi câte persoane am cunoscut care au venit în Olanda, iar după 6-8 luni au plecat în altă țară spunând: Olanda este o țară scumpă. Nu, Olanda nu este o țară scumpă. Olanda este o țară care îți oferă o sumă mare de bani ca și venit, o să vedeți despre ce salarii este vorba, dar dacă tu nu ai păstru și te duci haine scumpe, telefon, plimbări, încălțăminte de firmă, pachetul de țigări în buzunar și lucruri de acest gen, adică nu există educație financiară, atunci vei rămâne fără bani. Un al doilea punct pe care vreau să-l menționez este vorba de anturajul în care te învârți. Din propria experiență vă spun că în momentul în care am renunțat
La persoanele apropiate, lucrurile s-au schimbat. Au rămas mai mulți bani în buzunar, deoarece am schimbat ceva la mine. Nu au mai fost cheltuieli prin oraș. Bine, unii ar spune, păi da, da, cum îți trăiești viața? Depinde de la persoană la persoană. Unul poate își trăiește viața mergând și stând pe un lac și uitându-se în zare, altul poate să intre într-un club sau de numai bumți, 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 bum și așa înțelege el să-și trăiască viața. Diferă de la persoană la persoană și nu trebuie să ne judecăm unii pe ceilalți. Un alt lucru care este foarte important dacă vrei să vii în Olanda, dacă ești genul de persoană care ai o viziune asupra progresului și dezvoltării nivelului tău de educație, de skill-uri și lucruri de acest gen, lucrurile se vor schimba. O să înțelegi de ce când voi trece la numere. Mai exact, haideți să vă dau un exemplu foarte bun. Poate ați mers în România într-un supermarket și ați întâlnit o caseriță care este îmbufnată, care parcă tratează clienții fără respect. În Olanda, mergi într-un supermarket și oamenii sunt foarte prietenoși. Caserița îți zâmbește. Găsești mulți tineri care au astfel de joburi și îi tratează cu seriozitate, cu corectitudine, cu dorință de progres. Dar oare de ce? Este simplu. Totul ține de mentalitate. În România, un om se angajează într-un loc și acolo, de multe ori, foarte mulți își găsesc sfârșitul. Stau câte 15, 20, 30 de ani la același loc de muncă. Pe când în Olanda, oamenii înțeleg un loc de muncă, o treaptă din cariera lor pe care trebuie să o urce pentru a-și atinge obiectivul lor propus. De exemplu, nu contează că ești măturător pe stradă, nu contează că în acest moment salariul tău este 12 euro pe oră, important este să ai viziune unde vrei tu să ajungi. Vrei să ajungi manager HR? Vrei să ajungi un recruiter? Vrei să ajungi un instalator? Vrei să ajungi manager la o companie? Păi atunci tratează cu seriozitate jobul de măturător, cumpără cursuri, mergi și educă-te continuu și atunci lucrurile se schimbă. Ai trecut de la măturător pe stradă la următoarea treaptă. Lucrezi în logistică? Ok. Câștigi salariul de 12,50 euro? Perfect. Tratezi cu seriozitate, punctualitate, corectitudine, dorință de progres, pentru că nu acolo se încheie obiectivul tău, ci tu vrei să ajungi mai sus. Ai ajuns să lucrezi ajutor de bucătar, în acest moment câștigi salariul de 13 euro, la fel, se repetă această idee. Și haideți să trecem la numere. În acest moment, în Olanda, salariul minim pe economie pentru persoanele care au contract de 40 de ore pe săptămână și 21 de ani vârstă minimă, este de o persoană care lucrează începător în domeniul hotelier primește undeva salariul 11,51 euro de cenți salariul brut. Acest salariu va intra în vigoare din iulie a acestui an. În acest moment, când eu fac acest clip, este luna aprilie, iar salariul este de 11,24 euro de cenți. Dar dacă tu acum vezi acest clip, posibil ca tu să vii după luna iulie dacă te încântă ceea ce vei afla în acest clip. Acesta este salariul brut pe oră. Dacă am calculat că în medie într-o lună se lucrează 173,3 ore, un salariu net s-ar ridica undeva la un 1840 de euro. Dar de aici încep să scazi asigurare medicală, încep să scazi cazare, încep să scazi transport. Referitor la cazări și transport și lucruri de acest gen, dacă vreți mai multe informații, în secțiunea de comentarii, fie îmi adresați o întrebare, fie dacă vreți să luăm legătura să vorbim strict pe ceea ce voi vreți în cazul vostru, veți avea un link în secțiunea de descriere cum vom putea să luăm legătura
prin e-mail sau numărul meu de telefon de WhatsApp, dar aveți linkul în descriere. Nu mai pun totul la public, deoarece am primit foarte multe idei impertinente și tocmai de aceea un om care vrea să poartă o discuție strict pe problema lui va trebui să depună și el ceva efort. În cazul în care vrei să mergi să lucrezi în logistică, am purtat o discuție cu 3 persoane pentru a afla 3 salarii de la 3 persoane diferite și am aflat 11,60 €, 12,16 € și 12,46 €. Aici te putea încadra dacă ești picker, packer, lucruri de acest gen, adică basically. Dacă vrei să lucrezi pe heft truck, reach truck și meserii de genul ăsta, lift truck sau chestii de genul ăsta, salariul poate crește între 13 € și 15 €. Dacă ești o persoană calificată în domeniul electric sau sudor, salariul poate sări și de 16 € salariul de pornire. De aici tu poți să îți analizezi situația ta. Minim pe economie, undeva la 11,55 €. O persoană care merge în agricultură începe salariul, bineînțeles, de la 11,51 €. Cert este un lucru. Dacă vrei să înțelegi cum este calculat salariul în Olanda, trebuie să înțelegi un lucru simplu. Salariul este plătit în funcție de knowledge-ul pe care tu îl ai, adică skill-urile, și mai mult decât atât, pune accent pe limbă. Nu neapărat limba olandeză, ci limba engleză. Dacă alegi să mergi în domenii precum agricultură, abator, logistică, sunt foarte multe persoane care nu vorbesc limba engleză. Dacă tu vorbești limba engleză, poate fi un atu și acolo vei vedea progres financiar. Pentru că vei avea ocazia să te vadă compania și să aprecieze acest lucru la tine. Salariile în Olanda sunt plătite în funcție de cât de greu poți fi tu înlocuit. De exemplu, un măturător pe stradă are un salariu mai mic, deoarece poate să găsească o altă persoană să măture pe stradă compania respectivă sau poate să plătească o companie care are o mașină care face curățenie pe stradă. Este simplu. Un inginer naval este mai greu de găsit și atunci trebuie să-i bagi mai mulți bani în cont la sfârșitul lunii dacă vrei să îl păstrezi. Așa că totul ține de tine. Olanda este o țară care îți oferă foarte multe oportunități. Totul stă la alegerea ta. Dacă vrei să înveți, dacă vrei să te educi, dacă vrei să faci progres. Eu vă mulțumesc foarte mult și dacă ți-a plăcut acest tip de content, nu uita să apeși butonul de like, așa mă poți ajuta ca eu să merg mai departe și să continui cu acest tip de content. Vă mulțumesc foarte mult și până data viitoare, mult succes tuturor! Dacă îți place acest tip de content, nu uita să apeși și butonul de like, iar dacă nu ești abonat la canal, nu uita să te abonezi în cazul în care vrei să fii notificat de fiecare dată când eu postez pe acest canal. Tu nu plătești absolut nimic, eu îți aduc informații utile, zic eu, tu tot ce trebuie să faci este să apeși subscribe și să dai un like la acest clip.